Bine v-am regăsit, prieteni! Guvernul Câțu pare în pomă. Ministrii usăriști își vor prezenta demisiile mâine dimineață. Va fi îndepărtat premierul Florin Câțu de șeful statului pentru a se evita prelungirea crizei sau va merge pe mâna unui guvern liberal susținut de PSD? Se reface USL-ul? Există o mutare surprinzătoare? Cine va da șahmat? În ceea ce mă privește, știam, așa cum am mai spus, că USR-ul va ieși de la guvernare în toamnă. Dezbatem aprins. Suntem însă înaintea unui sezon de toamnă-iarnă foarte greu pentru români, cu majorări grave de prețuri la utilități. Cine mai are chef de o criză guvernamentală care să ducă la creșterea inflației, la deprecierea leului, etc.? Politicienii români nu-și revin din comă. O demonstrează încă o dată. Ce poate face poporul român? Discutăm în această ediție, în care vă vom prezenta și câteva materiale video explozive din zona vaccinării. Iată titlurile. Guvernul Câțu este în pom. Miniștrii USR Plus au anunțat că vor demisiona mâine dimineață. Care sunt scenariile nebănuite din spatele acestei crize de proporții? Afirmații șocante despre vaccinurile anticovid ale unor medici din afara țării. Aceștia susțin că anumite elemente ale serurilor pot provoca o catastrofă umană. Cum comentează profesor dr. Carmen Dorobăț uluitoarele avertizmente? Înainte să-și prezinte demisia, ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a afirmat că persoanele nevaccinate s-ar putea să nu aibă acces în spațiile publice neesențiale. Li se va interzice nevaccinaților accesul în mall-uri. Omologul lui Raed Arafat din Israel, declarație devastatoare. Așa va fi viața noastră de acum înainte. În valuri. Ce spune despre noile doze de rapel care trebuiesc administrate populației, aflați de la noi. Da, șocante multe dintre materialele din această seară, dar și discuțiile și țara sunt la fel de șocante. Invitați, doamna profesor dr. Carmen Dorobăț, bună seara, bine ați revenit. Bună seara. La Vineșandru, celebra la Vineșandru, bună seara, bine a revenit. Bună seara și mulțumesc Actriță, frumos pentru jurnalist, de asemenea celebra Starmiz Andronic. Ah, mulțumesc. Este nostru jurnalist reputat. Hai să vorbim repede. Spuneam că ne așteptam, noi am mai vorbit chiar joi, Starmiza, despre scenariul de toamnă în care știam cumva că USR-ul va pleca de la guvernare. Nu știm ce așa rămâne că președintele Iohannis. Mulți se întreabă de ce îl susțin atât de tare pe premierul Florin Câțu. Tocmai pentru că probabil premierul Florin Câțu nu a luat niciodată singurul decizie. Toate deciziile sunt ale președintelui și atunci ar fi ciudat cumva să-l dea așa repede, să-l elimine așa repede din joc. Cert e că avem în față perspectiva unui sezon de toamnă-iarnă extrem de greu pentru cei mai mulți dintre români și, atenție, pentru firmele mici și mijlocii din România. Inflația crește peste tot. În Germania a atins un maxim istoric aproape în ultimii 25 de ani. Dacă în Germania se întâmplă lucrul ăsta, ne gândim că în România, unde lucrurile nu sunt foarte bine guvernate, mai tot timpul s-ar putea să o ia razna de tot. Și dacă această criză se prelungește, nouă criză guvernamentală, pentru că se profilează că ar putea dura 45 de zile, nu, până la o nouă investitură în Parlament, dacă nu se înțeleg deloc, ei bine, deprecierea leului va fi clară, masivă, iar consecințele economice dezastruoase. Pe mine mă înspăimântă mai mult treaba asta decât toate disputele, veșnicele dispute din mediul politic. Însă, lăsând la o parte plecarea miniștrilor USR, faptul că au anunțat că demisionează, mi s-au părut interesante câteva afirmații care ar trebui comentate. Dan Barna, în seara asta. Dan Barna, în seara asta, a vorbit de pseudodemocrație și este viceprim-ministru a fost, nu? Da? Dacă nu mă înșel. Vorbim de semnatarii moțiunii care s-au trezit că li se spune că există îndoieli serioase care ar fi semnat pe bune și că au trimis scanate semnăturile în Parlament. A vorbit despre un abuz grotesc care aruncă România în beznele pseudodemocrației. Mi se pare, și așa avem în acest moment tot felul de temeri, de spaime legate de ce se întâmplă. O să prezint miercuri un document
extrem de puternic cu generali americani care vorbesc de alunecarea Statelor Unite pe, masiv spre zona tiraniei. Suntem preocupați de zona asta, dar faptul că zice viceprim-ministru că suntem în pseudemocrație nu contează? Păi, avem un Dan Barna vicepremier care nu prea arată vicepremier și asta nu este o declarație cu care să te mândrești tu ca vicepremier. De ce nu arată vicepremier? Păi, este destul de hazardată. Știi foarte bine că nu ești de capul tău, știi foarte bine că toată lumea se uită spre tine, spun că nu ești de capul tău, să nu se înțeleagă greșit. Facem parte dintr-o Uniune Europeană. Nu poți să vii tu, vicepremier, care ai stat câteva luni bune la guvernare și ți-ai pus amprenta asupra acestei țări și a bunului sau a răului mers al lucrurilor și să faci o astfel de afirmație. Adică tu n-ai contat în aceste luni, nu? Sau ce vrei să spui? Pentru că motivul pentru care tu ai plecat de la guvernare nu este această... Dacă eu ca jurnalist, scuză-mă, dacă eu ca jurnalist fac o afirmație de genul ăsta în platoul emisiunii și vorbesc de faptul că România nu mai e democrație, risc să-mi iau amendă de la CNA. Deși suntem din ce în ce mai preocupați de pulverizarea democrației la nivel internațional. Dar o spune un viceprim-ministru al acestei țări, în contextul în care își dă demisia și lasă țara într-o criză. Nu e straniu? Adică nu ne îngrijorează treaba asta? Sau la Dan Barna ne putem aștepta la orice? Că am mai zis lucrurile. Sigur că este straniu. Cei de la USR și Dan Barna dovedesc încă o dată, îmi pare rău că trebuie să spun asta și nu vreau să-i supăr, dar asta e realitatea și trebuie să se gândească foarte serios. Dacă nu o să țină cont de ce o să spun eu, o să vadă la următoarele alegeri. Dovedesc că sunt la început în politică. Sunt foarte la început în politică. Ei au impresia că până la urmă totul e ca într-o firmă. Te înțelegi, nu te înțelegi, îți convine, nu-ți convine partenerul de afaceri, nu mai vrei să faci nu știu ce afacere, te retragi, faci afacere cu altcineva. În politică nu e așa. În politică trebuie să te duci pe drumul pe care ai pornit de la început, nu să te răsucești, pentru că imediat vei plăti. Povestea asta cu ne retragem că nu ne mai convine, în condițiile în care în spațiu public se vorbește clar că la mijloc e vorba despre o sumă imensă de bani, 10 miliarde, 15, cât o fi, da, cu toată infrastructura din sănătate, spitale și așa mai departe, și tu nu răspunzi, nu spui public că nu ar fi așa, rămâi cu această anatemă. Pe de altă parte, ei își propun, spre exemplu, să se retragă acum, fără să spună ce au făcut până acum la guvernare în România. Mâine fiecare ministru deci, mâine, va da raport. Am înțeles că deja și-au semnat demisiile, își depun mâine dimineață demisiile sau nu știu cum o să facă, cum, pe fax, până fax, că nu mai există, pe Facebook, pe ce o să facă ei, da? Trebuie să justifice în fața propriului electorat ce au făcut până acum la guvernare, da? Pentru că oamenii au avut încredere în ei, au ieșit și în piețe, au stat în frig, au stat în căldură, da? Susținătorii USR. Și o să fac asta ei, mâine, așa zic. Exact. Au anunțat. O să vedem. Fiecare o să spună, uite, eu am făcut asta, asta, asta. Sau nu o să spună sau la nu o să spună. Barna a spus în seara asta, pe scurt, cam ce a făcut fiecare a doua oară, userist. A doua oară, când vor merge în fața electoratului și vor spune, dragii noștri, vă rugăm frumos să ne votați din nou, să ieșiți în bătaia vântului și în căldura toridă ca să faceți ceva pentru noi, da? S-ar putea ca oamenii să le întoarcă spatele, votanții lor să le întoarcă spatele. Pentru că sunt la guvernare și nu-și fac treaba până la capăt. Noi mai avem un partid care de două ori și-a răsturnat guvernul și a plătit pentru asta. PSD-ul a plătit pentru cele două guverne pe care le-au trimis acasă. Două, eu cred că au fost mai multe. Două au fost cele trimise de ei. Că au ajutat și la Viorica Dăncilă, nu știm, dar la primele două, la Grindeanu și la Tudose, ei au fost artizanii, da? Au plătit pentru asta. Chestie pe care eu n-am mai întâlnit-o în istoria recentă a Europei. Da. Ca să merg pe aceeași idee cu neștiutorii din politică, cei care se numesc acum USR Plus, o să mai spun un lucru. Cred că e important să învețe că în politică poți să faci lucruri nu cu orice preț. Deci acest preț de alianță, cu ghilimelele de rigoare, asociere, dacă vrei, cu AUR, chiar nu o să le facă bine, pentru că nu putem vorbi așa cum am vorbit în 2012 despre USL, da, PNL și PSD, un partid de dreapta, unul de stânga, nu despre asta vorbim. Vorbim despre două partide la poli cu totul și cu totul opuși. Unul susține
Exemplu, unul susține LGBT-ul, celălalt nu susține LGBT-ul. Unul se uită spre Biserica Ortodoxă Română, unul nu se uită, chiar nu se uită, chiar nu ia în seamă. Adică diferențele sunt uriașe. Dincolo de ce spunea Lavinia că trebuie să vii în fața electoratului și să spui ce ai făcut, tu mai dai socoteală și pentru această asociere. Nu cu orice preț. Această asociere e a doua observație pe care asociere îi face foarte bine aurului. Deci câștigător din această asociere, îi validează, clar. Orice ar spune, oricine, este aurul. Da, asta îi validează, îi face frecventabil. Premierul Cîțu, în această seară, după ce a auzit ce a spus Dan Barna, după ce i s-a adus la cunoștință, pentru că a fost la un eveniment religios al comunității evreiești din România și când a ieșit de acolo a fost abordat de jurnaliști și a spus obsedant că această asociere a USR-ului cu AUR face foarte rău României. Lui sigur nu-i face bine. Lui Florin Cîțu. Și dar ce ai fi vrut să spun gândesc, acum, serios? Ce ai fi vrut dar 46 de miliarde de euro pe care România le-a împrumutat din 2017 până acum, despre care habar n-avem unde au ajuns, ori face bine sau ori face rău României? Dar situația IMM-urilor din această perioadă și cea următoare, va face rău României sau nu? Dacă dau faliment pe capete și nu se rezolvă problema prețurilor explozive la energie și da, la facturi și așa mai departe. Dar tu vorbești despre aceste facturi și vorbești despre niște realități. Dar de ce ar face rău? Adică stai un pic. A declarat că AUR este un partid extremist. Bun, deci tu vorbești despre niște realități pe care cu toții le simțim. Și factura de la întreținere, și factura de la gaze, și de la energie electrică. Amiza va fi nebunie. Va fi nebunie. De data asta, eu vă atrag pentru IMM-uri va fi jale, nu numai pentru români. Florin Cîțu gestionează mai bine această situație decât răspunde la aceste întrebări. Deci mai degrabă se simte bine în acest scandal, pentru că nu vorbește doar el. Iată, și președintele îl ține de mânuță. Astăzi a fost la președinte, a vorbit un sfert de oră. Acum, serios vorbim. Nu mă așteptam ca ei doi să vorbească mai mult. Vorbești un sfert de oră ca să ce? Ai vrut doar să bifezi un lucru. L-am chemat pe premier. Să bifezi, să știe toată presa că tu îl susții. Prețul este unul uriaș. Sigur, Klaus Iohannis nu prea mai are nimic de pierdut, dar să-l susții pe Cîțu cu orice preț, în orice condiții, repet, deci degeaba ridicăm noi aceste probleme, nu ne va răspunde nimeni la ele și va fi foarte interesant ce se va întâmpla după acest eveniment de cădere sau a necădere, a rămânerii guvernului la putere, acest guvern la putere, pentru că indiferent cine vine, nu va putea scădea facturile. Dar nu vor tu vezi putea o situație, scuză-mă, în care PSD-ul în acest moment să se alieze cu PNL-ul care e în cădere, nu? Eu nu cred pentru că PNL-ul se erodează după PSD-ul nu se va, PSD-ul nu se va alia, nu va face chestia asta. Nu se va alia cu asta. Dar nici nu va semna moțiunea USR AUR și e simplu de ce? Pentru că Partidul Social Democrat are o moțiune care dă în toată această guvernare, în toată această putere. Ori hai să ne înțelegem, eu le înțeleg mișcarea, pentru că USR și AUR țipă că PSD nu semnează moțiunea, nu o votează, că e aici o diferență, da? Bun, e regulă, dar nu are cum să facă asta. Nu are cum să facă atâta timp cât USR reproșează premierului că nu a respectat protocolul, pe când Partidul Social Democrat scrie în moțiune despre toată această guvernare. Mai mult decât atât, USR-ul vrea să dea jos primul ministru care se numește Florin Cîțu, nu vrea să plece de la guvernare și nu vrea, n-a spus nicio secundă PNL-ul e ăla care face dezastru în această țară. Ei nu, vor să rămână la guvernare în aceeași formulă, exact, dar fără Florin Cîțu. Și atunci, cum să semneze Partidul Social Democrat o astfel de moțiune? Pentru că urmează, înseamnă că urmează un alt premier de la PNL, cum, pe care PSD scurt, va trebui cum să semneze și din această să-l situație. Valideze. Guvern minoritar, PNL-ul de mere susținut de PSD din umbră. Asta s-a mai perioadă întâmplat în 2006, se mai poate întâmpla și 2008. La asta? Asta se va întâmpla? În timpul lui Tăriceanu. Deci se va întâmpla s-a mai și asta. Întâmplat. S-a mai deci întâmplat. Am mai văzut bun asta. Deci filmul rulăm într-un nou episod al unui pentru film mai vechi? Pentru că nu văd un eu remake. PSD-ul să intre la guvernare. Puțin probabil. Ar fi o eroare. Nu. Strategic ar fi o eroare. Mai, nu pot face nimic și în momentul ăsta. Cred că și totodată să ieși și să dai de pământ cu un guvern în condițiile date despre care vorbeam, da? Când explodează prețurile la energie, când o să avem niște facturi, da, utilități, niște facturi pe care oamenii nu o să mai fie în stare să le plătească, toată lumea se va uita la cei care au dat de pământ cu guvernul și au băgat țara în criză. Ați văzut acea factură din Alba? Da. De 8.000 da de euro? 8.000 de euro.
într-o familie. Dar nu este singura. Da. Și o să apară, gândește la cei mai mulți dintre români, când se vor trezi cu 1000 de lei de plătit la curent. Avem, sau la gază, sau avem deja comisie în Parlament, cred că știți. Comisie de anchetă în Parlament, exact pe explodarea prețurilor la energie. Știu că urma să se întâlnească. S-a votat criza... înființarea comisiei. Bun, Cîțu vorbește de aur un partid extremist. Astăzi, consilierul onorific al lui Florin Cîțu a trimis o scrisoare, i-a părât practic pe useriști la înalta poartă, dacă îmi permiteți termenul, că cumva așa pare. Alexandru Muraru, consilier onorific al premierului Florin Cîțu, a anunțat că a informat oficial reprezentanții speciali ai Comisiei Europene, guvernelor SUA, Israel, Germania și ai altor state membre UE despre ce se întâmplă pe scena politică din România. Și scrisoare în care vorbește foarte, foarte tare despre AUR ca despre un partid neofascist, extremist, care ar fi antisemit, care ar fi adus denigrări masive... Holocaustului și așa mai departe. Să le dăm o veste proastă ăstora care merg cu pâra? Nu îi ajută la nimic. La ce îi ajută? Ca să se descarce. Că nu o să vină nimeni din afară să facă ordine aici. Nu o să vină. Așa cum se așteaptă ei. Nu o să vină nimeni să țină guvernul ăsta pe loc dacă guvernul va cădea. Stați un pic. Esența e alta pe undeva. Ca jurnalist, deci, o să aibă o dezamăgire cruntă când o să vadă că dacă câștigă alegerile un partid precum AURU sau un partid... În Austria n-a câștigat un partid, absolut, considerat extremist. Toți din afară vor veni să strângă mâna liderului care a câștigat alegerile și la revedere. Fac afaceri cu el. Deci, soluția nu e așa. Nu, dar ideea e următoarea. Ce a făcut AUR? Eu nu am nicio treabă cu acest partid. Știu ce spui. Nicio legătură cu niciunul. George Simion, de exemplu, n-a venit niciodată în emisiunea mea. N-am nicio legătură cu liderii acestui partid. Am fost eu cu Claudiu Târziu. Cu Claudiu Târziu. Omul a venit aici. Dar, ca idee, au pus vreo bombă ăștia de la AUR în piața Universității? Dar au dinamitat sediul vreunui partid? Demersurile au pușcat făcute, niște primi demersurile miniștri. Făcute de a merge cu pâra în afară mi se par jenante. Dar de ce de faci partid extremist sau neofascist? Păi ei sunt neofasciști sau ăia care s-au dus cu legea carantinării în forma în care le permiteau pentru un strănut să te ia de acasă, să-ți ia copiii, să-ți ia, să te deposedeze de proprietăți și așa mai departe. Cine sunt neofasciști în România? Vreau și eu ăștia, ce au făcut până acum? Când vor pune vreo bombă sau vor veni cu simbolistică de genul ăsta, da, i-am putea considera extremiști. Că se opun vaccinării în anumită formă. Nu sunt singuri. Nu, e adevărat, însă o să-ți spun ceva. AUR se chinuie de... Nu, dar sunt antisemit, că eu nu știu. Ai citit ceva de genul ăsta? Îți dau acum o explicație. Au avut declarații în sensul ăsta? Eu n-am văzut. Nu, tocmai asta este. N-am văzut niciodată. Și ca să întăresc mesajul tău, sau ca să îți dau un răspuns ferm, o să-ți spun un lucru. Eu lucrez mult cu diaspora și pot să-ți spun că AUR se chinuie să facă tot felul de alianțe și de pacturi pe care nu le face nici în Italia... Nici în Polonia, cu PIS-ul, ei spun tot timpul că seamănă... Te referi la partidele extremiste din afară? Mă refer la partidele extremiste din afară. Nu reușesc. Sau naționaliste. Nu reușesc. Motiv? De ce? Eu am foarte multe date în acest sens și probabil că într-o altă emisiune o să-ți dau toate aceste date. Pentru că n-am... Dar de ce nu reușesc? Nu reușesc pentru că partidul nu este în acea zonă. Înțelegeți? Partidele din Polonia, din Cehia, din Ungaria... N-au de-a face cu AUR. De fiecare... Ei își doresc... Adică alea chiar sunt extremiste. Mădălin, ei își doresc parteneri în România. Își doresc oriunde în lumea asta parteneri. În România n-au găsit acest partener. Deci dacă ei până acum, de când au intrat în Parlament, nu și-au găsit parteneri în Uniunea Europeană, înseamnă că nu sunt extremiști. Auzi, și e bine sau e rău la cum prezint? Adică extremiștii nu-i cred. Nu mă face să spun vreo două acum. Adică extremiștii nu-i cred. Că nu. Sunt nici măcar extremiști. Deci eu am spus public și o repet, deci sunt un partid atipic. Deci AUR nu este un partid extremist. Nu știu dacă să-l numesc naționalist sau nu, dar nu au nimic de a face cu vreo inițiativă care să țină de naționalist, de patriotism. Au niște sunt declarații. Sunt absolvent de istorie. S-au ridicat, Mădălin, pe toate evenimentele care le-au fost la îndemână. N-au creat ei evenimente. Dar de ce face premierul Florin Cîțu, prin consilierul lui onorific, acest pas astăzi?
Este unul greșit. Doamna Dorobăț, ajunge și la dumneavoastră. Poate că a fost un exces de zel. Urmărești. De aproape, urmărești. Da? Asta aveți o misiune foarte grea în seara asta și importantă. A fost un exces de zel al consilierului. Dar de ce să te plângi? Ce vrei să obții? De Caragioș. Nu se face așa. Bă, dar n-am auzit pe nimeni din afara țării ăsteia care să aibă această manie de a-și pârâ colegii din politică. Dar de ce sunt nevoia la, să faci asta? La înalta poartă, la forurile internaționale. Să meargă la forurile internaționale, să meargă la înalta poartă în condițiile în care la nebunia asta cu COVID-ul, înalta poartă n-a avut nicio reacție coerentă. Acolo mergem noi unde efectiv n-am găsit niciun sprijin. Planeta n-a găsit niciun sprijin la aceste porți înalte. Comisia Europeană în ianuarie adopta o lege, hotărâre. Potrivit căreia nu vor exista discriminări din punct de vedere strict al raportului vaccinați-nevaccinați. Da. În acest moment toată Europa le impune. Deci e o chestie care trebuie să devină valabilă pentru toată lumea. Asta e Comisia Europeană. Și tu trimiți, la acest nivel, te plângi că în România există un partid extremist, că n-am înțeles. Mai avem puțin și toate organismele își vor recunoaște eșecul în fața pandemiei. Mai e puțin și își recunosc. Deocamdată îl vedem, nu-l recunosc ele. O să-l recunoască. Și noi acolo mergem să ne plângem. În condițiile în care Franța, Germania, motorul proiectului european, se gândesc clar la strategii și politici naționale ca să-și vadă de treaba lor, noi mergem și ne plângem în afară. Nu o să se uite nimeni. De-aia trebuie să ne vedem noi de noi. E momentul să ne gândim noi la noi, că nu o să le pase altora. Absolvent de istorie. Încheiem cu ocazia asta. Legionarii au avut niște momente în istoria României. A fost o perioadă istorică efervescentă care a dus la al doilea izbucnirea celui de-al doilea război mondial pe criterii naționaliste. Băieții ăia nu s-au jucat. Da? Liderul acelui partid l-a împușcat pe avocatul Manciu, da? Pe prefect, pe Manciu, în plin proces la Iași. Ulterior, băieții ai lui, grupul ăla lui, au împușcat niște prim-miniștri din România, au pus la parme și i-au ras pe Duca, l-au împușcat pe Magiaru. Deci au avut niște gesti și nu numai pe ei, pe Iorga, au împușcat serios niște oameni, mai mulți, mai puțin cunoscuți. Arman Călinescu, pardon. Și lucrurile astea sunt palpabile, da? Ăla era un partid, să zicem, de o extremă dreaptă, dacă vrei. De extremă dreaptă, pentru că erau gesturi extreme la un moment dat. Ce a făcut Taurus? Dacă știi că în continuare liderul acestui partid mort în condiții dubioase în închisoare, da, când a fost transferat între două închisori, Cornelu Zirea Codranu, este un simbol pentru extremiștii italieni? Da, pot eu să confirm acest lucru, pentru că eu am intrat la un moment dat în biroul unui președinte de partid extremist și vă spun că mie mi-a căzut tavanul în cap în momentul în care am văzut tablouri cu el pe un perete întreg. Și am spus: dragă domnule președinte, că nu o să-i dau numele, pentru că partidul este unul foarte rău, este și în Parlamentul European, nu este omul vostru. Nu cumva ați greșit? Și a spus: nu, este omul vostru, dar este idolul nostru. Da. Deci pot să confirm, pot să povestesc despre asta o grămadă. Incredibil acest moment. Credeți-mă că la un moment dat am avut niște discuții. Toate discuțiile despre România cu aceste partide cad, trec pe locurile 15-20, toate, dacă aduci în discuție toate aceste evenimente pe care tu le-ai numit aici și iată și Lavinia a spus numele capitanului, eu vă spun că lucrurile sunt foarte clare acolo și foarte ferme. Dar tu n-ai niciun astfel de Nu avem, noi nu avem în țară, eu ce vă care spun? Să te plângi acum la noapte poartă că Aur e un partid extremist. Nu există, pentru a denigra practic decizia USR de să alia cu acest partid. Nu este un partid extremist, dar gestul ăsta de a te duce și a da socoteală cu de la tine putere te poziționează deja pe locul 2. Și atunci nu-i normal ca oamenii ăia să ne privească pe noi, România, așa cum ne privesc? Nu-i normal să se uite la noi cu milă, cu semne de întrebare și așa mai departe? Adică, de ce nu suntem noi în stare? Sau ce ar trebui să facă ea? Să trimită un desant în România? Ca să vină cineva care să împuște pe ăștia la USR să rezolve treaba? Nu o să poată. Nu o să facă lucrul acesta. Mai ales că societatea se îndreaptă spre a da tot mai multă putere statelor suverane. Așa cum au fost ele gândite prin pacea de la Vestfalia, că ești istoric, da? Da. Deci, așa
așa va merge, în direcția asta merge omenirea. Uitați-vă la tot ce se întâmplă. Și noi mergem, adică noi facem adrese către în alte porți. Asta arată slabă pregătire și competența, cel puțin bizară, unor dintre oficialii României. Atunci hai să nu ne mai întrebăm. Nu înțeleg mersul istoric în acest moment. Hai să nu ne mai întrebăm de ce România e privită așa. Înțelegi? Pentru că să știi, apropo de ce s-a întâmplat în Italia, și acolo poveștile mele sunt nenumărate. Să știi că eu am făcut un lucru pe care lumea nu-l știe, dar uite, sunt lipsită de modestie și o să-l spun. Să știi că partidele astea extremiste din Italia lasă românii în pace și dau niște telefoane unor români în momentul în care au probleme cu românii. Înțelegi? Adică nu mai reacționează așa cum reacționau odată. Am dovezi în acest sens. Adică dacă un primar are o problemă cu un român, știe pe cine să sune de la federație, de la ambasadă, doamne, hai să discutăm. Nu le mai dă nimeni în cap cu ghilimelele de rigoare. Înțelegi ce spun? Au fost chiar așa de extremiste. Da. Au fost niște perioade grele. A fost o perioadă foarte grea, cel puțin în Italia. 2014, 2015, 2016. Au fost și niște cazuri. Da. Românii au fost implicați. Da, e foarte adevărat. Numai că totul se face prin comunicare. Și dacă oamenii aia văd că au cu cine să discute, o vor face. Dar dacă ușile noastre sunt închise și noi sau... Nu sunt închise, dar noi le deschidem lor ușa și ne și aplecăm puțin. Normal că suntem priviți așa cum suntem. Da, bun. Deci, până la urmă, criza asta, care ar putea să-i coste pe români mult mai mult decât își închipuie, se va soluționa rapid sau, ca să trecem la un alt nivel, sau va dura vreo 4-5 de zile? Ia, de-abia acum începe. Deci de-abia acum începe, zici tu. Războiul acum începe. Și, din păcate, dacă nu ne trezim... Cei care plătim factura, suntem... Tot noi vom fi. Exact. Da, este o strategie despre care noi doi am mai discutat și eu îți spun că nu a făcut Florin Câțu această mișcare fără să știe exact ce va urma. Pentru că a încălcat protocolul și știa că aici se va ajunge. Deci, știa și că ar putea să fie demis și că ar putea să-și pierdă rolul de premier. Joi am pus o întrebare. Eram la tine în emisiune și am întrebat de ce nu iese președintele. Ți-amintești? Da. Iată că președintele a ieșit. Și a spus, de ce o fi simțit nevoia? Adică asta face parte din strategie sau strategia aia a fost dejucată? N-a fost nici el mediator, că a dat în USR. N-a fost, dar haide că mâine i-a chemat și pe cei da de la USR. Dar cum îi inviți useriști la discuție în condițiile care dai ei în conferință de presă? Păi nu, USR-ul înțeleg că merge cu DMR-ul, deci nu prea ai ce să discuți cu ei între patru ochi. Asta e. Deci este mega oficială, da. Băieți, asta e situația. Asta este. Bun, deși tu crezi că această criză se va prelungi. Absolut, dar așa era prevăzut. Și finalul care e? Guvern PNL susținut de PSD? Nu fac o alegere anticipată? E prematur. Nu fac astfel de predicții, pentru că întotdeauna, și la moțiunea de cenzură, dar mai ales în cadrul negocierilor politice, lucrurile se pot schimba de la un minut la altul. Depinde foarte mult de cât de puternic este, și acum când spun, chiar știu ce spun, cât de puternic și cât de rezistent este Florin Câțu. De el depinde. Apropo de Florin Cățu, Mișu Negrițoiu, într-o discuție pe Facebook cu Rareș Bogdan, sau pentru un mesaj pentru Rareș Bogdan. Bogdan, USR Plus sunt singurii care pot duce România mai departe. Asta spune Negrițoiu. Nu voi cu Cățu, vă cunosc destul de bine pe amândoi și știi asta. M-ai întrebat odată de Cățu, am fost neutru, dar omul este un mic satrap. De asta l-am și scos din bancă. Este foarte învechit. Nu știe să lucreze în echipă și chiar crede că poate să facă orice. Orban este singurul care poate să ducă PNL mai departe, voi îl îngropați, nu-mi pasă, dar păcat de țară. Președintele tău plutește, a ratat șansa unui guvern de 8 ani. Poate a ascultat prea mult la tine. Să știi că eu am comentat declarația asta a lui Mișu Negrițoiu, numai că a venit un panelist și mi-a citit o declarație, tot a lui Mișu Negrițoiu, din 2011, în care îl lăuda foarte tare pe Florin Câțu, așa că dăm voie să mă opresc. Și atunci Și întrebarea noastră jocuri. Este când avea Mișu Negrițoiu dreptate. Și noi ce credem? Era bun sau nu era bun Florin Câțu? Nu l-a susținut, n-a fost unul dintre pilonii care au dus la ascensiunea lui Florin Câțu? Păi, ba da, absolut. El sau și Dăianu, din câte știu. Daniel Dăianu, nu? Nu pe filiere de-astea. Acum, eventual, ne vom da seama cine ce i-a propus o funcție drăguță lui Mișu Negrițoiu în cazul în care ajunge să stabilească noi reguli pe... Da, sigur, dinspre USR, că altfel plus, altfel nu mi-ai da, vezi aceste... câtă încredere au unii în USR? Da. Merg, joacă o singură carte. Eu am mai pus și o întrebare, dacă poți într-o țară, există vreo țară oare în lumea asta în care un partid să apară fără să existe niște băieți de în structuri
care să-l coordoneze? Nu. Și îți spun eu de ce. Lavinia, te rog frumos să mă confirm ceea ce spun eu. Măi, nu poate apărea un partid așa, pentru că nu are cine să le apere voturile în secțiile de vot. Înțelegi? Un partid care nu există în Parlament are foarte puține șanse să intre în Parlament, dacă să nu se aliază. Pentru că băieți, acolo se fură voturi la greu. E pentru că greu. Nu e se poate, crede-mă. Dacă nu faci parte din joc și dacă nu faci parte din acel grup rotund, n-ai eu cum. Am spus-o că nici revoluțiile atunci nu mai erau spontane. Sarmiza, tot așa cum a intrat USR-ul foarte greu, da? Pentru că nu avea oameni în secțiile de votare și Aurul. Nici Aurul n-avea oameni în secțiile păi, de votare. Eu am avut o discuție cu Claudiu Târziu și l-am întrebat cum de-a luat așa atâtea oameni. Foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Cred că mai revenim la povestea asta. Revenim la povestea asta și nu cred că președintele va mai ieși în seara asta. E prea târziu ca să iasă, să dea vreo declarație. Dar hai să trecem ușor spre un cadru. Pentru că, apropo de contextul în care această guvernare se prăbușește, contextul este dramatic. Se vorbește valul 4, da? Da. De prețurile la utilități, la facturile de utilități care vor fi masive în această toamnă-iarnă. Și dacă această criză guvernamentală se duce de, trece de o lună și jumătate, ne-am ars, ne-am ras. Adică asta, numai asta nu ne mai trebuia. Valul 4, apropo de valul 4, din ce am auzit români, la România e o situație clară. Vreo 70% sunt nevaccinați. Din ce în ce mai mulți români nevaccinați se tem că în această toamnă, iarnă, nu vor mai fi lăsați să intre, de exemplu, în mall-uri. Iar apă la moară le-a dat, de exemplu, și ministrul Sănătății Ioana Mihăilă, care în acest weekend a făcut niște afirmații interesante. A vorbit de restricțiile pe care ar putea fi impuse populației nevaccinate, în sensul în care să nu mai aibă acces la spațiile, nu știu, publice neesențiale. Și ce înseamnă spațiile? Da, public, cine stabilește care sunt spațiile publice esențiale? Și atunci esențiale a răspuns care... așa la o întrebare care era clară și se referea la, la restricțiile impuse nevaccinaților de a intra în mall-uri. Și asta a fost răspunsul. Dar poate pentru mine este esențial să mă duc într-o librărie. Da? Poate pentru Ioana Mihăilă nu. Da. Da, asta e o declarație mai lungă, vorbim de două ipoteze de lucru legate de restricții. Sunt pe de-o parte o propunere legislativă pentru personalul medico-sanitar, propunere care a mai fost discutată anterior, și anume obligativitatea testării pentru personalul medico-sanitar nevaccinat și va merge ca propunere de lege în funcție de decizie. Deci, și ce recomandări ne vin de la institutul, hai să depășim asta ca să văd și eu, următorul carton, Național de Sănătate Publică și, de asemenea, în funcție de nivelul de incidență. Costurile nu sunt suportate de sistemul public. A doua măsură restrictivă este legată de accesul persoanelor nevaccinate în weekend în spațiile publice neesențiale, adică atunci când îi arde. E clar că se referă la mall-uri. Ce să mai... E o chestie care se întâmplă în Europa. De ce, doamna Dorobăț, sincer, există foarte mulți nevaccinați care s-au imunizat prin boală. O să vă și arăt în seara asta un document medical interesant. La un an de zile, o persoană care și-a făcut testele de anticorpi acum și care după un an de zile, fără să se fi vaccinat, are un nivel de anticorpi pronunțat, ridicat. Deși, țineți minte că la începutul pandemiei se spunea că vom rezista 2-3 luni dacă trecem prin boală cu anticorpii, după care se vor pulveriza. Uite care după un an de zile. De ce să nu lași un om care a trecut prin boală să intre în mall, deși are un nivel ridicat de anticorpi? În schimb, să lași un vaccinat care poate e transmițător de boală, poate de virus. Poate nu are anticorpi. Poate nu are anticorpi. Nu, dar de ce se iau în discuție astfel de probleme în ideea în care în spațiu închis, oricum intri cu mască? Și atunci problema nu mai este atât de esențială. Și atunci, în contextul în care s-a discutat aici cu acest zgomot politic care parcă nu se mai sfârșește, cu aceste probleme economice care vor deveni spinoase de-a dreptul în perioada care urmează, mă întreb cam pe ce limbaj ar trebui să vorbim noi, iată, în asemenea emisiuni,
pentru ca lumea să înțeleagă că totuși este o problemă serioasă, dar care trebuie, știu eu, adaptată ca intensitate cu presiunea psihologică la care este supus cetățeanul, pentru că de un an și jumătate există o astfel de presiune psihologică. Să ne vaccinăm, să nu ne vaccinăm, să purtăm o restricție într-o anumită zonă sau să nu o purtăm. Și atunci, așa sunt lucrurile, tot ceea ce înseamnă dialog pe tema pandemiei, cam la ce nivel trebuie să se poarte, pentru ca adevărul din punct de vedere medical să iasă la iveală și totuși să putem să apărăm pe cât posibil cetățenii de ceea ce urmează, acest val 4 care este o realitate. Ok, vi se par normale aceste restricții? Sunt deștepte, sunt smart? Eu stau și mă gândesc doar la o situație, iarna, la minus 10 grade sau la 0 grade sau la minus 15 grade, se duc vaccinații la mall. Cine îi verifică? Stau la coadă? Atâta vreme cât vaccinat, se poartă mască. Mă duc la mall, stau la coadă la 100 de persoane în fața mea, în frig, ca să-i arăt unui portar sau ce-o fie la gardian sau ce-o fie la acolo, certificatul meu de vaccinare și îl verifică ăla, stă cu sculele acolo. Cum se va întâmpla lucrul ăsta? Că noi ar trebui să le subvenționăm magazinelor din mall chiriile ca să supraviețuiască. Ca să supraviețuiască. De ce să facem asta? Atâta vreme cât lumea poartă mască, nu mai contează. Pentru că așa a fost și într-un alt, nu anotim, cred că primăvara trecută, mergeam cu masca la mol și fiecare își făcea treaba. Deci eu cred că aici, iată ce rău este discontinuitatea într-un anumit sector administrativ, în special la nivelul Ministerului Sănătății, unde se simte nevoia unui leadership care să spună exact cum este de organizat și ce este de făcut. Pentru că trebuie să stea la masă cel care conduce Ministerul Sănătății cu profesionismul, s-a pomenit aici de Institutul Național de Sănătate Publică, dar Institutul Național de Sănătate Publică sunt convinsă că are modelele din străinătate, din Europa și poate chiar mai de departe cum se aplică aceste restricții în funcție de toate chestiile alea care sunt diverse sfere de activitate. Bun. Este o temă pe care și așa se face și tu știi foarte bine, se aruncă în spațiu public o temă pe care urmează să o dezbați zdravă la televizor. Cum reacționează opinia publică. Absolut. Și pe urmă mai vedem. Nu se va întâmpla acest lucru. Crezi tu? Da, cred. L-auzeam la un moment dat pe premierul Florin Cățu prin august. Efectiv, că dacă ar fi să se impună restricții, ar fi pentru toată lumea. Hai să le reamintim. Și acum l-a contrazis doamna ministru USR Plus, care sigur, noaptea asta... Nu-i nimic, că pleacă mâine și... Nu, oamenii nu mai suportă. Hai să arătăm ce spunea... Nu sunt de acord ca cine e vaccinat să nu poate intra în centre comerciale. Nu vreau să facem discriminări, spunea pe 19 august. Avem un polițist bun și Florin un rău. Cățu. Hai să vedem. După metoda polițistul bun, polițistul rău și iese pe la mijloc. Sigur că da. N-o să mai intrăm nu se va unde? Întâmpla asta. Mădălin, este foarte dificil în aceste condiții în care țara fierbe, lumea fierbe, în condițiile în care am avut închis totul, în condițiile în care s-au închis afaceri, să faci o astfel de mișcare, te sinucizi. Gândește-te că ai reduce numărul celor care intră în mall-uri la 30% din cât intră, da? Dar stai un pic, ar fi bine. Dar ăia 30% iarna... Nu, deci nu înțeleg cum ar putea fi verificat. Vorba ta, nici ăia n-o să meargă să nu stea la coadă, la intrare, să vină cu certificatul de vaccinare și așa mai departe. Să aștepți 20 de minute, o jumătate în frig afară ca o să închidem mall. Dar nu-i logic. Deci decizia care se va lua va fi că nu. Medical nu, economic nu? Da. Medical nu e logic. Îmi spune și doamna doctor, nu e logic. Dar totuși în afară se întâmplă. Deci, începe să se întâmple. Da, numai că lumea reacționează și să știi că se întâmplă, dar cu niște costuri mari. Se întâmplă că și verifică numărul persoanelor care intră, adică să nu fie asta o aglomerație excesivă. La modul asta acesta. Da. Ceea ce e corect. Da, dacă și corect. Asta se poate. Și corect. Avem dar un să faci discriminare între vaccinați și nevaccinați la intrarea mall, mi se pare... nu știu cine ar putea să trieze chestia asta. Va ieși cu bătăi, va ieși și n-are logică. Un chin absolut. Nu se va întâmpla. Să lași niște oameni simpli să gestioneze astfel de poveste. Este o temă falsă, crede-mă. Și să nu uităm totuși că domnul Cățu este de la PNL și doamna
ministru este de la USR. USR care nu se mai află la guvernare. Absolut. Sau un mod normal de mâine. Se vor certa la nesfârșit, deși, adică domnul Câțu se gândește la acest popor, deși, și ne ține partea și nu se poate așa ceva. Cum să nu se ducă oamenii la mol? Cum să nu funcționeze? Apropo de exercițiile de rezistență pe care le va face Florin Câțu, va fi și extrem de popular. Se va strădui să fie și extrem de popular. Urmăriți-l. Nu. O să-l urmărim în urmă. Interesează... aici. Toată povestea se asta va strădui gaze, să fie gaze, extrem de popular, să ia măsurile așa la mine. Știți, spun așa, de mâine sau în 2-3 zile reluăm colaborarea cu PNL-ul dacă, mă rog, dispare Cățu. Vom vedea. S-ar putea să ne îngrijorăm degeaba. Niciodată într-o alianță, într-un parteneriat între partide, nu se discută de persoane. Repet, oamenii ăștia n-au făcut politică. Nu știu cum e. Dar nu discut despre persoane. Pentru că partidul care numește pe cineva răspunde pentru asta. Deci Partidul Național Liberal trebuia să dea premierul, punct. Bun. Reluăm tema asta cu vaccinații, nevaccinații sau cu boala, cu valul 4. Vă prezint un caz. Hai să pregătim documentul acela blurat, normal, pentru că sunt date personale, cu anticorpii după un an. Da, au fost blurate numele, CNP-ul, datele personale și numele medicului care a executat povestea. Iată, după un an de zile, deci din septembrie am trecut făcută boala, în septembrie, acum pe data de 1 septembrie recoltată povestea, eliberat pe 3, are rezultatul este, deci dacă vedem reactiv, adică peste un, nu știu ce este, au. Valoarea de referință este bine. Are de 20 de ori mai mult decât ar avea nevoie. După un an, după ce a făcut boala. Practic, această persoană este nevaccinată. În schimb, a trecut prin boală. Dar a trecut prin boală. Da. De ce să discriminezi, de exemplu, această categorie? Care sunt nevaccinați, au trecut prin boală și totuși, pentru că se vorbește foarte mult de nevaccinați și de această belea universală a celor care nu se vaccinează, de ce să discriminezi o astfel de persoană? Bine, ei oricum au green pass, cei care au trecut prin boală. Să știți că sunt țări care nu îi bag în seamă. Și este normal ca cei care au trecut prin boală să se poarte, să se comporte nu numai din punct de vedere medical, dar și din punct de vedere social ca și un vaccinat, pentru că cu câteva excepții, pentru că Există și excepții, da. Au dezvoltat marea majoritate anticorpi și anticorpi care într-adevăr rezistă în timp. Dar sunt mulți vaccinați care pot transmite, asta e una dintre probleme, pot transmite virusul. Luăm cazul Greciei. Grecia este o țară eminamente turistică, da? Aproape, da, ce să zic, este una dintre marile lor industrii, dacă putem spune. Sau unul dintre sectoarele care aduce bani serioși la PIB-ul Greciei. Grecii au cerut test la intrare celor nevaccinați și au lăsat pe vaccinați să intre ca prin brânză în Grecia. Ce s-a întâmplat? Au crescut cazurile. Ăia nevaccinați au venit cu niște teste negative. Adică clar n-aveau boală când au intrat în Grecia. Și atunci de ce au crescut cazurile în Grecia? Deci vaccinații pot transmite boala. Adică pot fi purtători a acestui virus, dar cantitatea de virus potențial contagioasă, deci care se transmite partenerului, cu ghilimele de rigoare, din fața ta, este mult mai mică decât cea care vine de la o persoană nevaccinată. Uh-huh. Ca și cantitate de virus care se elimină în mediul exterior prin picăturile respective. Nu știm asta. Dar nu în Grecia, și în Ungaria. Încărcătura virală, s-a determinat încărcătura virală la astfel de persoane vaccinate. Dacă încărcătura virală este mică, înseamnă că și potențialul de contagiozitate care îl reprezintă persoana respectivă este mică. Dar ce te faci cu Israel? 11.000 de cazuri pe zi la vaccinați. Acolo sunt vreo 90% vaccinați. Da. Sunt 70% și ceva care au ambele doze. Urmează a treia și se vorbește de a patra. Atenție, vom vorbi despre o chestie foarte importantă apropo de ce a spus omologul lui Arafat din Israel. Au și cazuri severe, multe. Am să vă răspund matematic. Dacă dintr-o populație 90% 90% sunt vaccinați, da, și dintre aceștia se îmbolnăvesc, nu dintre alții, atunci este clar că și procentul care se îmbolnăvește este mai mare decât în cazul unei populații care este vaccinată în proporție de 30%.
Deci, procentual vorbind, vis-a-vis de total populație, este explicabil, matematic, că aceștia ajung în spital. Dar, mod normal, n-ar fi trebuit să ajungă. Dar nu ajung la ATI, Mădălin. Nu ajung la ATI. Tot ei vaccinați mai numeroși la ATI. Izraelienii, nu, eu am intrat în direct la o altă televiziune cu un medic de acolo, care spunea clar că există foarte mici șanse să ajungi la ATI și recunosc că unul din motivele pentru care eu însă m-am vaccinat este ăsta. Pentru că nu mi-e teamă de spital, pe celălalt medic din Israel pe care l-am prezentat și care spunea că 90% în cazurile de la ATI. Depinde cu ce rezonezi. Severe sunt printre vaccinați. Am prezentat filmuleț acum. Pentru că ei, marea majoritate, sunt vaccinați. Astăzi. Dar dacă dintre ei, poate nu au dezvoltat anticorpi, dacă au diabet, dacă au boală cronică de rinichi, dacă au boală cronică de ficat, nu dezvoltă anticorpi și atunci fac acele forme grave. Asta nu ni s-a spus. Care ajung în ATI. Și este logic că organismul lor nu are capacitatea să producă acești anticorpi. Și atunci ajung în ATI. Însă, în orice caz, azi am vorbit cu un coleg de-a meu din Israel, care spune, populația în Israel este dornică în continuare să se vaccineze, pentru că ei toți funcționează economic, pe bază de afaceri și atunci se vaccinează odată și încă o dată, pentru ca să se termine odată pandemia, sunt disperați cu această pandemie din punct de vedere economic. Deci, iată un popor... Întrebări, înțelegi? Sunt 2, 3, 5 pe 20 de specialiști care ies. Ies și de partea cealaltă, 2-3. Dar depinde cu cine rezonezi. Care este mesajul care ajunge la tine? Depinde de unde te informezi. Evident. Da? Pentru că, uite, eu am intrat cu doamna doctor Dorobăț de foarte multe ori. Am intrat cu Radu Țincu în direct. Am intrat cu o grămadă, cu doctor Marinescu. Am intrat cu Beatrice Mahler. Pe toți am întrebat. M-au convins. Da? Pentru că mesajul lor a ajuns la mine. Dacă tu faci o campanie de vaccinare și vorbești în metafore, că spun asta de când a început campania asta de vaccinare, vacanță. Nu ajunge, dar nu ajunge, Mădălin, la omul ăla de la, din spațiu rural, înțelegi? De la nu pleacă în vacanță. Trebuie să explici clar prin specialiști cum stau lucrurile, în așa fel, cum a explicat acum doamna doctor, foarte clar, în așa fel încât lumea să aibă încredere. Dar în Israel, domnul doctor în Jurma Israel a făcut oamenii au încredere. Populația în Israel are pentru că încredere. Da. Vrea să scapă odată în autoritate și are încredere și în autorități. Autoritățile au scos în față specialiștii care au vorbit, care au explicat clar și oamenii au încredere. La noi de fiecare dată când îi întrebai pe anumiți domni din arealul puterii sau din rândul celor care au gestionat criza, puneai o întrebare de altă natură, ceva mai incisivă. Să rea în sus. Uite, hai să povestesc un lucru. Da. Și respingeau cu anateme de genul ăsta. Da. Întrebare care vine din zona Sputnik. Hai să-ți povestesc o chestie. Nu contează de unde vin întrebările, tu trebuie să le răspunzi deci, la oameni. Uite, hai să-ți povestesc o chestie cu Grecia, pentru că ai făcut trimitere la Grecia. La un moment dat a ieșit cineva... Dar vorbim după pauză? Da, ok. Îți reții? Da, absolut. Cu Grecia. Vreau să reamintesc celor care se uită la noi că vom difuza în scurt timp câteva materiale video explozive. E vorba de medici din afara țării care lansează niște avertismente publice interesante. Sunt de comentat. Nu o să ne permitem noi lucrul ăsta. Dacă vreți, puteți comenta. Dar doamna profesor dr. Carmen Dorobăț cu siguranță are ceva de spus pe zona aia. Mai e un studiu spaniol care vorbește iară de niște chestii care pentru noi sunt stranii, dar îl vom, cum să zic, prezenta opiniei publice și doamnei doctor, poate știe despre ce este vorba. Și mai avem câteva chestii foarte interesante legate de ceea ce vor urma în această toamnă iarnă. Rămâneți cu noi, ne revedem imediat.